De teamă că alegătorii nu vor veni să voteze la toate cele 5 scrutinuri de anul viitor, politicienii se gândesc să comaseze alegerile. Liberalii promotorii ideii avansează 2 scenarii pentru doar 3 rânduri de vot. Argumentele PNL sunt legate și de prezență, dar și de escaladarea formațiunilor extremiste. PSD se opune ideii, iar analiștii spun că primarii, principalii pioni ai alegerilor, nu se vor mobiliza pentru 5 runde diferite. Se întâmplă odată la 20 de ani ca alegerile pentru Parlamentul European, pentru primării și consilii locale și județene, pentru Senat și Camera Deputaților, dar și cele 2 tururi pentru șefia țării să fie organizate în același an. Nu mi-aș dori ca din acest număr mare de alegeri să câștige teren și procente semnificative cei care doresc să ne scoată din Europa. Liberalii fac aluzie la succesul pe care Alianța pentru Unirea Românilor îl are în sondaje, în condițiile în care partidul lor a scăzut după un an și jumătate de guvernare. Liderii PNL au avansat 2 scenarii de comasare a alegerilor. Cel mai plauzibil este cel în care, la sfârșitul lunii noiembrie 2024, când ar trebui să aibă loc primul tur al alegerilor prezidențiale, să fie votați și senatorii și deputații. Mandatele parlamentarilor expiră pe 21 decembrie. În al doilea scenariu, liberalii propun ca alegerile locale să fie organizate simultan cu cele parlamentare. Mandatele primarilor și ale șefilor de consilii locale și județene expiră însă în septembrie, iar legea prevede că acestea pot fi prelungite numai în stare de mobilizare, război sau de urgență. Comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare este neconstituțională. Ea nu se poate întâmpla fizic, se poate întâmpla într-un singur scenariu, dar acela e neconstituțional, și anume acela prin care se prelungește cu 2-3 luni de zile mandatele, se vor prelungi mandatele alegerilor locale. Primarii sunt primii implicați în organizarea alegerilor. Analiștii cred că se vor implica trup și suflet în mobilizarea electoratului când e vorba de alegerea lor, dar mai puțin când e vorba de alții. Primele alegeri sunt cele europene, europarlamentare. Nu putem comasa nimic cu ele și ele vor seta, ele vor da o tendință. Cred că aceste alegeri vor da un câștig de cauză extremismului de dreapta și odată ce electoratul va fi setat pe o anumită direcție, va rămâne pe aceasta. Altfel spus, comasarea alegerilor nu va schimba în mod radical situația. Sigur, ar putea mobiliza primarii. Și tot analiștii amintesc despre regulamentele europene care recomandă statelor să nu organizeze simultan mai multe tipuri de alegeri.